Asaralica, prietenii ei, sezonul 2 a continuat cu alte 3 noi întâlniri din etapa 1. După ce noua invitație la fotbal pentru amatori a avut startul luni, la același teren situat pe șoseaua prieteniei. A fost prima săptămână a competiției care a epuizat efectiv etapa 1 a campionatului cu 6 întâlniri în 2 zile. Dacă primele partide din etapa 1 au pus față în față formațiile MO Galaxy și PTF Giurgiu, Salvatorii vs Energia Remuș și Juniorii contra Viitorul Vedea, aseară s-au întâlnit ARG cu cel Giurgiu, necunoscuții cu mai vechea campioană Forest Bicu și amicii cu ACS Victoria. Liga Prieteniei Giurgiu, primul meci, prima victorie. Da, am cu emoții, am fost conduși la început, dar pe parcurs ne-am revenit și ăsta e un lucru bun, am câștigat. Sunt fericit, sunt pentru prima dată la competiția asta, atât eu cât și unii dintre colegii mei. E un lucru bun, părerea mea, ce pot să zic? Cum vi se pare competiția? Foarte, foarte, foarte interesantă și e un lucru bun pentru sport în general și pentru Giurgiu, pentru tineri. În special, primul meci al nostru, am fost încrezători în prima repriză, am condus 1-0 la pauză. Ce părere aveți despre această competiție? Am venit să ne distrăm, încercăm să și câștigăm o competiție între prieteni. Liga Prieteniei este un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu și susținută de candidatul la primăria Giurgiu, Florian Nicolae. Iată toate rezultatele întâlnirilor din această săptămână, după etapa 1.